Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură a plătit săptămâna trecută 188 de milioane de euro pentru măsuri delegate din Programul Național de Dezvoltare Rurală. Cei mai mulți bani au fost dați pentru proiectele de agromediu, aproximativ 87 de milioane de euro. De asemenea, pentru sprijinul zonei montane defavorizate a fost acordată o sumă de aproape 58 de milioane de euro. Iar pentru fermierii din alte zone defavorizate, altele decât cea montană, plățile au totalizat peste 43 de milioane de euro. APIA a efectuat plăți aferente campaniei din anul 2010 în valoare totală de 1 miliard de euro, reprezentând forme de sprijin financiar pentru un număr total de peste 1 milion de fermieri. 700 de milioane de euro au provenit din Fondul European de Garantare Agricolă și peste 300 de milioane de euro din bugetul național.